Este incredibil. Vă rog frumos, cine n-a apucat să intre, să intre odată pe un grup de părinți. Vedeți că se poate. Păcălia acolo. Rugați unul care are parola. Să vă lasă unul să vedeți. Să vedeți acolo câtă vastă incultură pedagogică. Ce gândire primitivă. Și de regulă, enunțurile sunt îndreptate împotriva școlii, împotriva profesorilor. Sunt foarte jigniți în narcisismul lor. Copilul meu nu primește ce trebuie. Și mai sezizez un lucru pe care l-am auzit de la cercetătorii de la Educația 2000. Este un ONG care a făcut studii serioase pe școala românească. Școala e un teren de luptă pentru putere între familii. Pe urmă, între copii și profesori, adică, băi, care pe care? Ia să-mi, care e mai tare aici? Eu sau voi? Și încep să escaladeze conflicte numai din ambiție și din aceste reacții de prestigiu pe care le au profesorii.